Ce riscă cei trei pentru aceste acuzații extrem de grave? Abuz în serviciu în formă agravantă și complicitate la abuz în serviciu? Nu există varianta suspendării în cazul acesta pentru prejudiciul pe care îl au. Vreau să vă mai spun ceva foarte interesant de altfel. Cred că asistăm pentru prima dată, da, cred că asistăm la o premieră în, în justiția din România, pentru că nimeni până acum pe legea răspunderii ministeriale nu a fost cercetat. Noi știm că și programul de guvernare și măsurile și actele și deciziile pe care le iau uh, politicienii noștri, atâta vreme cât sunt la nivel de declarații politice, ok, nu răspund penal, dar când vine vorba despre acte uh, plecate de la minister, există o lege care vorbește despre răspunderea miniștrilor. Este pentru prima dată când vedem un comunicat de la DNA și un dosar instrumentat de către DNA, prin care politicienii pentru ceea ce au făcut, respectiv că ne-au îndatorat cu încă un miliard, de, de euro pentru acele doze Care pur și simplu le aruncăm la coșul de gunoi Vor răspunde? Vor răspunde penal Și aici, pentru infracțiunea Pe care o au, nu au cum să Răspundă, să spunem așa Cu vreo închisoare, cu suspendare Este unul dintre cele mai Dacă vreți mari dosare de la DNA în ceea ce privește pandemia și, într-adevăr, este pentru prima dată când vorbim despre un dosar uh, al pandemiei care ajunge într-un stadiu cel mai avansat, că mai sunt și alte dosare la nivel mai mic, dar este cel mai mare dosar din, din pandemie.